Oradeceni au auzit cu siguranță de Rina Fashion, dar puțin dintre ei știu și povestea acestui brand care, iată, este de mai bine de 27 de ani aici, în municipiul Tulcea. Aș vrea să ne spuneți așa, care a fost povestea și cum a început totul? Pot să vă spun următorul lucru. Rina Fashion este primul salon de înfrumusețare privat în orașul nostru, înființat acum 27 de ani, undeva la parterul unui bloc, da, cu niște servicii mai simple, cum era și cazul atunci, dar erau servicii de frizerie, de coafură, de cosmetică, dar tot timpul acest brand și-a propus ca să-și depășească nivelul acelor servicii. Tot timpul acest brand a încercat să se autodepășească, a adus cele mai noi idei în materie de înfrumusețare în acest oraș, a fost un reper pentru tot ce înseamnă coafură, a fost un reper pentru tot ce înseamnă frizerie, tot ce înseamnă cosmetică. Este un cumul de servicii care formează un produs. La noi clienți, într-adevăr, uneori intră pe ușă pentru un simplu serviciu de tuns, de manicură și așa mai departe. Și răzgândiți primul lucru. Noi tot timpul, de asta v-am spus mai devreme, tot timpul ne-a preocupat ideea de a oferi clientului un pachet, un serviciu complet, da? De a oferi o soluție la problemele lui, de a oferi o idee, de a oferi un sfat. Clienții noștri nu sunt simpli clienți, clienții noștri sunt prietenii noștri. Ideea este în felul următor. Serviciul de calitate oferit clientului îți oferă garanția faptului că tu, în timp, da, vei intra în conștiința lui ca un produs premium. Ați vorbit de pachete de servicii și aș vrea să ne descrieți puțin, haideți să luăm cu doamnele mai întâi, că le dăm, prioritate doamnelor. Ce poate să vină și să găsească aici o doamnă care caută, un pachet complet de servicii? Un pachet complet de servicii pentru o doamnă înseamnă în felul următor. Începând de la tuns, o manicură, un coafat, un vopsit, o manicură cu gel, un vopsit în mai multe nuanțe, înseamnă cosmetică și estetică, de la un simplu pensat până la epilare definitivă, microdermabraziune, drenaj limfatic, make-up profesional, sunt foarte remodelare corporală. Mergem chiar către remodelare corporală. Remodelare corporală, solar, deci avem absolut toate serviciile pe care le poate utiliza o doamnă și de care are nevoie o doamnă. Suntem la o secundă, spun eu, de o clinică de înfrumusețare sau o clinică medicală. Efectiv, foarte multe din aparatele care le avem noi aici, tehnologia care o avem noi aici, sunt utilizate de către medici în salonele lor, în cabinetele lor medicale. Cum este presoterapia, cum este microdermabraziunea, remodelarea corporală și așa mai departe. Domnii, ce găsesc aici? Văd undeva într-un colț, așa, cu coada ochiului, un domn care este tuns în momentul de față. Vii pentru tunsoare și găsești, de fapt, mult mai multe servicii care ți adresează ție ca și domn. Domnii găsesc, în punctul meu de vedere, cel mai bun serviciu de frizerie la noi, cel mai modern serviciu de frizerie, chiar insist, eu la bază sunt frizer, da. Și am insistat de-a lungul timpului pe a oferi un serviciu de calitate clientului. Acum 20 de ani, vă spun foarte sincer, doar 2 sau 5 clienți de-ai mei se spălau pe cap. Da? Okay? Acum 80%, 90% de ei se spală pe cap, își fac masaj, își fac tratamente capilare, își fac bărberit, își fac... Ai nevoie de aranjat de barbă acum pentru că se poartă, de ce nu... Da, este la modă, este în trend, da. Eu pot să spun că aici, la nivel local, am fost un promotor a acestui serviciu de berbering, da, e un serviciu la modă, un serviciu care chiar stă bine bărbaților, asta îl spun femeile. La final, aș vrea să vă întreb, ne apropiem de sărbători, sărbătorile de iarn, vin petrecerile de, cu prietenii, cu familia, vine Revelionul. Dacă ar fi așa să le dați un ultim sfat doamnelor sau domnilor legat de sărbătorile acestea, ce se poartă, ce ar trebui să facă în primul rând? Recomand în primul rând clienților să vină doar la specialiști. Da, e foarte important, da. Aici se fac toate programările pentru salon, aici se fac toate recomandările
da, în ceea ce privește serviciile. Și dacă vor să vă găsească ca și adresă unde pot să, pur și simplu să vă calce pragul pentru a veni aici și pentru a-și face o programare eventual direct față în față cu cineva? Sincer să vă spun, nu dau nicio adresă pentru că clienții nu știu, ne știu. Dacă vii în oraș, dacă vrei să intri în oraș și ceri un serviciu de înfrumusețare, cu siguranță oricine te recomandă către Rina. Nu o să dau niciun număr de telefon, nu o să mai dau nicio locație, pentru că clienții noștri știu unde să vină.